din mine și toate tainele îți spuneam. E ziua ta și azi în dar venim să-ți oferim iubire. E ziua ta, noi îți dorim să ai a vieții fericire. Să fii mereu precum ne știm, puternic, nu ai nevoie. Om generos, cu suflet plin, ești fratele meu și-am dat credire. Peticul meu prin an de viață rămâi al inimii cuvânt. Tu-mi ești sprijin și povață și are un sacru legământ. Un suflu magic ne unește, un dor de frică și părinte. Dragostea noastră se sfințește, ea face sufletul să cânte. E ziua ta și azi în dar venim să-ți oferim iubire. E ziua ta, noi îți dorim să ai a vieții fericire. Să fii mereu precum te știm, puternic, nu ai dăruire. Om generos, cu suflet plin, ești fratele meu și-am dat credire. Ziua, dragilor! În această zi minunată, echipa Florăriale a revenit cu mare drag localitatea Cotovame să-l felicităm pe domnul Gheorghe cu împlinirea frumoasei vârste și să-i rămâi sincer și călduros la mulți ani. Surpriza este pusă la cale din partea copilor, dar și a nepoților de despre ei. Domnul Gheorghe! Bună ziua! Se poate la dumneavoastră? Da, dar nu trebuie. De ce nu? Cum să nu? Cum să nu? Cei dragi, vă iubesc enorm de mult. La mulți ani. Multe scuzați sănă. Că eu nu am mască, dar eu stați nu, fără grijă. Eu am mască și asta contează cel mai mult. Este și soția acasă? Da, da, da. Dacă o puteți chema și pe ea, vă rog. Dar nu, ați în casă, doamne, maică. Mă închideți mașina. Da, da, da. Deși, dar stăm afară, deși... Da, da, cum să nu? Aveți un eveniment frumos astăzi. Așa este, un eveniment frumos astăzi în familie. Și cum să nu venim aici? Haideți, veniți și dumneavoastră aici lângă noi un picuț. Așa, lângă soț să fiți. Căci o viață întreagă sunteți lângă soț. Și să fiți și în continuare lângă soț. Că asta contează cel mai mult și cel mai frumos lucru. Sunt de la Florăriale din Roman și am pentru dumneavoastră o surpriză. O surpriză aici frumoasă, cu niște daruri frumoase. Cum credeți? Cine ne-a trimis să vă facem această surpriză? La sat. Așa este. Așa este, de la, este din partea copilului. Fetitei noastre, copiilor noastre care vă iubesc enorm, enorm de mult și a nepotului, că aveți un nepoțel. Și dacă noastră nu vă supărați, o să încep cu o doamnă.
căci o doamnă este mult mai delicată și mai specială când are un buchețel în mână de floricele. Și cu siguranță, chiar dacă este ziua dumneavoastră... E a doua, nevastă mi-a murit. Prima a murit. Dar nu contează, cu cine sunteți acum contează cel mai mult. Da. Aveți pentru dumneavoastră aici un buchețel minunat, căci copiii nu au uitat nici de asta. Și pentru dumneavoastră, cum masa de sărbătoare nu trebuie să treacă fără un tortuleț, l-am adus noi și pe acesta. L-am adus ca să vă îndulciți și să îndulciți pe cei dragi alături de dumneavoastră și să vedeți că viața este dulce și frumoasă. Și la fel cu o sticlă de șampanie, căci dacă nu este șampanie, nu se toarnă în pahare și dacă nu se toarnă în pahare, nu se urează la mulți ani. Cu multă dragoste și fericire. La mulți ani. La fel, copiii noastre mi-au trimis și un mesaj de felicitare. Cu foarte multe cuvinte frumoase și de bine. Și dacă se poate... Eu am învățat că văd singur. Așa este. Cu doi copii. L-am păsat de 11 ani, tu a rămas fata atunci mică. Să știți că și ei vă iubesc și vă apreciază pentru totul. Pentru dragostea și grija. Așa este. Am avut servici, i-am ținut. În facultate, nu mai continua că dacă a murit fata asta, dacă nu s-a mai dus, că... Fără mamă, e mai greu. Eu când se vin, bărbat. Așa este. Așa este. Dacă v-o povestit, nu știu. Dar să știți că și ei vă mulțumesc pentru... Ce ați făcut dumneavoastră pentru ei a fost suficient. Suficient că ei acum sunt mari și la casele lor. Bravo lor. Mari și... Nu le-am zis. Tată, eu... Și cu ce vă pot făcut, vă ajut. Vă ajut. Pentru ei este suficient ceea ce ați făcut, grija care le-o purtați și acum, chiar dacă sunt mari, le purtați de grijă. Și mereu îi sunați și îi întrebați ce fac. Am noroc că am găsit un nevastă care de casă. De casă, da. Nu vagabondă, nu, cum mă scuzați? Nu, nicio problemă. Așa e în ziua de astăzi. Da, așa este. O femeie care să țină la casă și... Așa este. Asta contează cel mai mult, contează cel mai mult. Și dacă se poate să-i dau citire acestui mesaj frumos. La mulți ani, tată! Cu ocazia zilei de naștere vrem să-ți transmitem toată iubirea și dragostea pe care ți-o purtăm în suflet. Vrem să-ți mulțumim pentru tot ceea ce ai făcut pentru noi și ce faci în continuare. Deși nu suntem alături de tine și poate nu îți zicem atât de des cum ar trebui, noi copiii tăi și al tău nebot te iubim enorm, enorm de mult. Și ne rugăm bunului Dumnezeu să ni te țină sănătos mulți ani de acum încolo. Cu această ocazie vrem să-ți mulțumim și doamnei Lenuța pentru tot ce face și grija pe care ți-o poartă zi de zi. Te iubim, tată, și te îmbrățișăm cu multă dragoste și dor. Vă pupăm și ne este foarte, foarte dor de voi. La mulți ani! Aveți niște copii frumoși. Niște copii, chiar dacă ați fost singuri, i-ați educat frumos. Trebuie să mergem mai departe. Nu o să fie murind tăză. Exact. Ce-a fost așa? Nu, stați fără griji, nicio problemă. Pentru ei a fost suficient tot ceea ce ați făcut. Grija care le-ați purtat-o și care le-o purtați. Pentru că le-ați dat... Am făcut eu, am trimis în Italia, am trimis în Vădăvie. Așa a fost, am scos bani, am dus, am dat, am sfârșit, am cânit. Ați făcut că așa este un tată. Care mereu face totul pentru copiii săi. Face arda totul. Le dau. Le dați, dar să știți că asta o viață întreagă nu o să le ajungă să vă mulțumească pentru tot. Și asta este doar puținul ce-l pot face ei pentru dumneavoastră. Și cu siguranță mulțumim de acum încolo și în fiecare zi fac ceea ce pot din răsputeri ca să vă mulțumească pentru tot. Pentru că i-ați crescut, i-ați educat și le-ați dat aripi să zboare. Pentru că dacă nu era cineva lângă ei care să-i ridice moralul, spiritual și tot, nu erau să ajungă unde sunt acum. Da. Că sunt foarte mulți copii care, chiar dacă au un părinte, se pierd. Dar dumneavoastră ați fost un părinte, un exemplu. Tot să spunea, vinde-mă apartamentul, mă, ia-mă banii, mă. Nu dau nici în apartament. L-am închis apartamentul și ți-am făcut băietul. Acum îi fac acte fete aici. Așa este. Dar nu dacă v-a spus. Nu mi-a zis, dar asta nu. Fac acte fete aici, acum să aibă... Fiecare să aibă câte o căsuță. Dacă așa a fost Dumnezeu și... Am avut de să nu le dau, eu exact, s-a exact. Ca... Așa este, acum așa sunt părinții, dau totul pentru copiii săi. Și asta eu este frumos. Așa este. Dacă le puteți transmite și lor ceva, că ei ne vor auzi acolo. Da, ne vor auzi.
Tăticule! Mulțumim! Dar vine și dumneavoastră aici. Haideți și dumneavoastră. Tată, mulțumim pentru ce mi-ai trimis. Dă-ne o sănătate la nepot. Și să ne vedem cât de curând, tăticule. Doamne, te mulțumim. Și data viitoare. Da. Noi vă mulțumim, Alina și Costel și băiatul, să vă dea Dumnezeu sănătate și tot ce vă doriți. Mulțumim. Să știți că și pentru ei nu le trebuie foarte, foarte multe cuvinte. Pentru ei este suficient să vă vadă. Ce vorbesc cu ei? Da. Da. Mulțumesc.